Ca în fiecare an școlar, pe lângă bursele sociale, statul sprijină copiii din familiile cu venituri mici și cu rechizite școlare gratuite. La stabilirea venitului mediu net lunar de 1850 de lei pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează. Părinții trebuie să depună cereri în acest sens până vineri 13 septembrie. Nu sunt modificări față de anul trecut. Aș dori doar să precizez faptul că cererile se pot depune de către părinte sau tutorele legal până în data de 13 septembrie 2024, așa cum scrie acolo, în primele 5 zile lucrătoare de la începerea cursurilor. După care vom face toate demersurile, bineînțeles, astfel încât să putem finaliza acest proiect în jurul datei de 1 octombrie. Documentele și actele necesare la dosar sunt aceleași ca și anul trecut. La nivelul județului Hunedoara avem undeva aproape 6.000 de pachete de rechizite în funcție de clasă și nivel de învățământ, deci sunt destinate elevilor din învățământul primar și gimnazial și sigur că în acest moment suntem pe procedura de achiziție. Pentru anul școlar trecut, valoarea pachetelor de rechizite a fost majorată la 75 de lei per pachet pentru elevii din învățământul gimnazial și la 65 de lei pentru cei din învățământul primar. Până la această dată, ministerul nu a venit cu alte precizări privind modificarea valorii pachetelor cu rechizite gratuite. Dosarul pentru obținerea rechizitelor gratuite trebuie să conțină o cerere în acest sens, copie a certificatelor de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere, copii după cărțile de identitate ale părinților sau tutorelui legal, adeverința din care să rezulte dacă beneficiază sau nu de bursă, precum și cuantumul acesteia în luna iulie 2024 pentru toți elevii membri ai familiei, adeverință de salariat cu salariu net pe luna iulie 2024 pentru ambii părinți, declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de arende, chirii sau documente doveditoare în cazul în care beneficiază, declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri și copie după cupoanele de alocație, alocație complementară, de șomaj, pensie, hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită, acolo unde este cazul. Rechizitele gratuite vor fi distribuite de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în luna octombrie, în funcție de dosarele validate de fiecare școală din județ.